De cadre agricole din Europa. Aici, contabili, șefi, tehnicieni, veterinari au fost aici. Avea tot. S-a ales praful. S-a ales praful. S-a ales. Dacă, hai să vă arăt, tone de cărți. Am intrat aici, în prima clădire intrat. Asta, să vedeți mai departe. Aici e nimica. Dosare. De ani și ani, de 60 și încoace. Și 60 și... Câtă informație de valoare. Dar cunosc totul aici. Eu știu tot. Dacă eu am învățat aici 8 clase și păi am plecat mai departe. Așa. Hai să vedeți mai departe. Hai, ce s-a deteriorat. Ce s-a distrus? Ce utilaje au fost aici? Ce s-a distrus? Cred că cu bună credință. Da, uite, ăsta a fost tăiat acum un an. Ăsta. Acum un an a fost tăiat. Da. A luat ce i-a trebuit, restul a rămas dezbelit. Da. Dar ce e mai trist este că statul, nu știu în patrimoniu cui se mai află astăzi. Am înțeles că Brâncoveanu. Facultatea Brâncoveanu vor să... Cu atât mai grav dacă se află... Dacă vă arăt pe aici... Am văzut. Da, aici atât. În rest n-am intrat. Veniți cu mine să vă arăt eu tot. Am filmat grămada de moluzi. Da. Să le arătați cea mai mare instituție din Europa de instruire și perfecționare de cadre agricole și veterinare și doctoricești și de tot ce vreți dumneavoastră. A venit aici în toată țara. Să vedeți, iau, raful și pulmărea sale. Da. Sat, mai bine le-a convenit să se deterioreze, da, ca să le dea mai ieftin la cineva, dar cel care a fost patron aici a spus nu va rămâne decât pentru agricultură aici. Aici au fost depozite de cereale, de alea, de tot ce vreți dumneavoastră, ale oamenilor, ale sătărilor. Că aveam culturi aici, aveam și rămâneau pe câmp. Uitați ce da. Dezastru total. Dezastru. Deja plouă prin tavan. Da. Da. Mobilierul este distrus. Pardon, tot eu uitați, absolut. Aici era parchet aici deasupra. Da, îmi imaginez că nu era așa. La revedere, nu mai există. A rămas niște blăni, uitați, care astea au fost lipite cu smoală. Cu smoală, da. Care dumneavoastră au fost proștei bătrâni, da, au fost oameni deștepți și au făcut ceva cu semn de răspundere. Da. Totul s-a distrus. Câte și mai câte, orice. Totul. Acte ale celor care au învățat aici. Diplome de absolvire, certificate de una, de alta și câte și mai câte. Da. Uite, aici cadă. Aici. E pe gata. Deja aici este... Să-ți frică să intri. Prăbușire de... Să-ți frică să intri. Da, corect. Și a fost acoperit, a fost frumos. Să-ți frică să intri. N-ai curaj. Așa s-a ajuns, uitați, aici catalogele de școală. Amintiri. Cataloge școlare. Amintiri, tataie. Câte și mai câte aici. Certificat de absolvire. Exact. Și mai câte. Care trebuiau. Da. Uite, grupa numărul 1. Cu tare. Câte și mai câte. Grupe. Așa. Bun. Uite. Ce scrie aici așa? Gradinion, Temistocle Aurelian, Popescu a cutare nu știu ce și da, ce, diversi ce mai scrie aici, oameni, care diversi au fost profesori. Da. Așa. Etc. Da, e clar. Nu mai vă spun pe acolo, tot la fel, fel și tot de felul uite. Așa. Da, ce e... să mai, asta cade. Ieșim din clădire, da, e clar că se prăbușește. Ia uite, nu mai spun ce mobiliere scumpe au fost. Și a luat fiecare ce a trebuit. Da. Se pare că asta este rețeta națională. Deocamdată.
vedeți mai departe. Jaf și părăsire totală. Dacă aveți timp. Da, sigur. Haideți cu mine, să vedeți mai departe. Mergem să vizităm în continuare. Exact, vizităm. Împreună cu ghidul nostru, domnul Rudaru Ion. Domnul Rudaru Ion. Așa e numele meu. Care astăzi... Am învățat și o puțină carte, mai mult decât alții. Astăzi ne ghidează prin ruinele de cercetare. Da, un pic. De la Merișani. Dacă vă place, dobrogostea. Dobrogostea. Comună, dobrogostea, a fost comună. Fost, da. În 68, comuniștii ne-au unit cu Merișani. Aici a fost comună. Aici, dacă vă place. Da. Uite aici, hotărâri de guvern. Imaciu, dar să vă arăt aici legislația ale României. Uite, uitați-vă aici, tone de cărți. Ia uitați. Legislația ale României. Da. Hotărâri. Să vă caut și de legislația României, ca să nu râdă ăștia de noi. Da? Doamne, iată-mă. Da, deci uitați ce depozit de cărți. E și în alte limbi, uitați-vă. Da, asta este în rusă. Este în rusă. Nu știu eu limba. 1968 rusă. Nu știu limba ce e. Aveam aici, da. Legislația României, Dacă căutăm cutii. Au dat. Tone, dăm aparatură care nu trebuie nimănui. Dumnezeule, mă, că sunt o grămadă de legislație. Da, hotărâri guvernamentale. Hotărârile guvernului, da. Uitați-vă și tot dumneavoastră. Tot ce a fost depozitat. Tone de cărți. Da, lăsați-le, că e clară. Da. Tone. Ușor să nu vă loviți. Da, și părdam eu grijă. Ia uite. Cărți de toate felurile, cărți. Registre. Exact. Câte și mai câte. Cărți de matematică. Legislația României. Uitați aici. Da. Filmați-o. Legislația României. Și 1, și 2, și 3, și 4. Ăla 4. Da. Cărți înfoliate. Alte documentate. Alte, ia uite acum. Alte. Da, uitați ce este aici. Și câte și mai câte. Și ce o mai fi pe aici? Lăsate toate în paragină. Cei care nu știu carte, nu valorează nimic. N-am nimic cu ei. Da. Dar cei care au învățat puțină carte, pe mine mă doare. Este dureros că, că un asemenea patrimoniu a ajuns o ruină. Exact. O ruină în care nu stau nici măcar șobolanii. N-am văzut un șobolan. Sau o pasăre. Da. Am o cameră unde a dormit trei ieri. Aici a fost, uite, aici s-a dormit unul trei ieri aici. Băile s-au distrus. Ce s-a au dormit unul trei ieri aici. Uitați, a avut haine, a avut saltea, a avut de toate. S-a venit, a dormit săracul trei ieri aici. Da. Era ușă, era de tot. Da. Uite-te dreptul de aici, așa. Mă iei de picioare pe mine. Da. Așa cum se vede, paragină totală. Total. Vai, ciulinii. Vreți să mai vedeți? Nu, e clar, e concludentă treaba. Hai să mergem înapoi. Gata. Asta s-a întâmplat. Hai, deci acolo în spate a fost cândva centrală. Tot al nostru, nu? Nu este turnul de centrală? Nu. Nu? Turnul de ala a fost de apă. A, tur de apă. Prin cădere. Era apă, da. A fost bazin. Și acolo în stânga clădirea din cărămidă? Tot a noastră a fost, a școlii. A școlii. Contabilitate, da. Și s-a deteriorat. Aici au fost utilaje, tractoare, mașini, au fost electromotoare, câte și mai câte. Nu sunt mai știe de ele. Unde au ajuns, cine le-a? Le-a topit. Uite, aici a fost cantina. Vremea. Uite, aici era cantina. Cantina. Să vedeți ce a rămas din cantina. Da. Presupun că nimic. Eu? Că nu avea ce să mai rămână. Părerea mea, să... așa de curiozitate. Da, uite. Da. Aici era sală de mese.
unde treceau erevii. Dar aici cred că au fost băgate vite, că sunt dejecții de animale pe jos. Păi, normal, au băgat fiecare ce a vrut aici. Bălegar. De la galerii și așa mai departe. Și nu mai vă spun ce a fost aici, mese. Mese, mobilier. Hai mai departe. Mai departe. Aici se ajunge când nepăsarea și interesul privat primează. Aici se făceau nuși, botezuri și aici și saraia și în ailaltă. Când copiii erau elevii cu tare, nu știu ce. Lasă să se deterioreze ca să o dea pe nimica cuiva. Păi dar s-a distrus, cel, da. Cel care a făcut aici, acum 250 de ani, a zis pentru agricultură și pentru depozitare de una alta grâu, porumb, ce are fiecare. Dar a făcut școală de contabilitate, tot în domeniul agriculturii. Instruire, perfecționare, cadre agricole, tehnicieni veterinari, au ieșit alții mai mari, au învățat carte, s-au dus mai departe, iar cei care n-a vrut să învețe, treaba lor, să le fie rușine. Da. Trusă de prim ajutor. A fost. A fost. A fost. Pa, la revedere. Ia uitați. Uitați mobilier. Aruncat pe jos. O grămadă de bani. Auzi. Saltele, relaxa. Câte și mai câte, uitați, aruncate, răsate de izbeliște. Câte astea ce a rămas. Da. Dar cu ea trebuie, a rămas. Ce nu s-a furat. S-a completat. Da. Da. Aici era numai pieregul de dormeau. Bun. Proase pentru așa. Și ce bine trăiau și aveau de toate. Aveau băi. Aveau, vorba aceea, igienă, pentru igienă. Avea tot ce le trebuie. Ce mai departe, dacă stăm să studiem fiecare baracă în parte, de ce a mai rămas? Din păcate, asta este România. Mulțumim frumos celor care ne conduc. Da. Noi am votat, cu toate că dorm acolo în Parlament, în scaune, și nu știe decât să-și facă pentru ei, dar pentru popor nimic. Să umble, că da, ești deputat, senator, umblă, băi, frate, cu toate satele, comunele. Dacă vă duc la Bălcene, la primărie, acolo la primar, de unde e primarul, acolo e oraș. Da. Și aici, uitați-vă. Aici e distrugere totală. A dărâmat școala care e construită în 1800. Da, am văzut. Era monument istoric, grădinița. Vis-a-vis, dar de ce, da, de ce au surpat? Nu știu. Da, să facă alta, nu. Cărămida albă nu vor mai face ei în veci de veci. Așa este. În veci de veci, cărămida albă. Da. Abar n-au. Asta e. Asta este. De ce, spune că de ce pleacă tinerii în străinătate. Păi unde să muncească? Pentru că nu că aici ar fi de muncă. Da. Ar fi de muncă. Nu au soluții. E, nu au. Nu vor. Nu vor. Soluții au, dar nu vor. Ei vor să-și bage banii în buzunar, să-și facă vină pe coasta de Azur, să ducă în Madagascar sau unde a fost alții plecați, fugiți din țară, etc., etc. Știm prea multe, dar... Mai bine tăcem, că tăcem, adică vorbim și oricum vorbim degeaba, că noi suntem... Dacă, dacă cineva ne aude și vrea să ne ajute, putem face ceva. Vor fi interesant. Numai să nu mă împuște până mâine ăștia. Nu ne împușcă nimeni, cu siguranță. Eu, mie nu mi-e frică. Bine. Mulțumim, haide, sănătate și mai bine. Hai să ieșim pe. Am filmat acest material cu Școala de Agricultură de la Dobrogostea, pentru că este o clădire, un amplasament deosebit, aflat pe drumul principal, drumul județean Pitești-Curtea de Argeș. Este o locație pe care o văd de fiecare dată când parcurg distanța, traseul de la Pitești la acasă, la Vâlcele, la Merișani. Din nefericire, o școală înființată de rege, a ajuns
o ruină. Este într-o degradare totală. A fost părăsită timp de 30 de ani și se pare că nimeni nu are interesul să o revigoreze. Din nefericire, se pierde un patrimoniu atât arhitectural, cât și un patrimoniu cultural. Aici s-au format oameni din domeniul agriculturii, ingineri, tehnicieni, cât și tehnicieni în pomicultură și în medicină veterinară. Din nefericire, se pare că aceasta a fost soarta multora dintre unitățile de învățământ istorice din România. Închei cu un gust amar aici acest material. Vă las pe voi să judecați și să sperăm că pe viitor vom fi mai inteligenți și mai inspirați și vom ști ce să facem cu patrimoniul acestei țări. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!